Și acum o știre din sport. Weekendul care tocmai s-a încheiat a fost unul plin de activități sportive în orașul nostru. În Megidia s-au desfășurat competiții de handbal în ambele săli de sport, atât la Dan Spătaru cât și la Iftimiei Lisei. La sala sporturilor Iftimiei Lisei din Megidia s-a desfășurat în weekend Cupa celor 5 orașe, la care au participat CSM Ploiești, CSS 1 Constanța, CSS Megidia, CSS Tulcea și reprezentanta Călărașului. Tot aici s-a desfășurat campionatul național de mini-handbal, unde sportivii noștri au obținut locul 1 și 2. Vineri a început o competiție la junioare 3, Cupa celor 5 orașe, în care a început la primul turneu a fost la Tulcea, la cum este la Megidia a fost ultimul turneu, cu echipe din CSS Tulcea, CSM Ploiești, CSS 1 Constanța, Megidia și Călăraș. Un turneu de pregătire, deoarece am avut puține meciuri anul acesta, ne-am gândit să facem acest turneu. A început de anul trecut, un turneu frumos, un turneu cu ambiții, chiar dacă a fost un turneu amical. A început de vineri, s-a terminat, azi a fost ultimul joc. Din punctul nostru de vedere, la CSM Megidia, deoarece avem copiii sunt cu un an mai mic, că generația de juniorie 3 sunt 99-2000, noi majoritatea avem născute sunt 2000, a fost un antrenament foarte, foarte bun. Sperăm ca și din septembrie, de când începe campionatul următor, să demarăm a treia ediție a celor 5 orașe. La sala sporturilor Dan Spătaru s-a desfășurat campionatul de juniori 4 la handbal, unde Megidia s-a calificat atât la feminin cât și la masculin, la faza pe euroregiunea competiției. Așa este, s-au desfășurat competiții de handbal la ambele săli de sport din oraș, atât la Dan Spătaru cât și la Iftimie Elisei. La sala sporturilor Iftimie Elisei am desfășurat de vineri începând Cupa celor 5 orașe, la care au participat CSM Ploiești, CSS 1 Constanța, CSS Megidia, CSS Cernavod și Călăraș. Iar doar sâmbătă, tot la aceeași sală, s-a desfășurat campionatul național de mini-handbal, unde echipa noastră a Megidiei a obținut și locul 1 și locul al doilea, participând cu două echipe. La sala sporturilor Dan Spătaru s-a desfășurat sâmbătă competiția de junior 4, atât feminin cât și masculin, unde Megidia s-a calificat atât la feminin cât și la masculin la etapa următoare a competiției, adică la faza pe euroregiune. Cum va fi următoarea etapă? Așteptăm decizia Federației Române de Handbal cu locul unde se va desfășura, dar în principiu noi facem parte dintr-o zonă cu Constanța, Galați, Brăila, Focșani, Vrancea. În zona aceasta nu știm unde se va organiza deocamdată. Competiția a reunit peste 200 de sportivi și a fost organizată de Clubul Școlar Sportiv Megidia cu ajutorul Direcției de Tineret și Sport Constanța și Primăria Municipiului Megidia.